Clubul sportiv Select din Satu Mare organizează prima ediție Cupei Select la not pentru copii născuți între anii 98 și 2007 și mai mici. Competiția va avea loc la bazinul de not Select pe 5 culoare cu lungime de 25 de metri în cadrul a două reuniuni programate sâmbătă de la orele 10 și 16.30 și cele de-a treia care va lua startul duminică de la ora 9. Se va concura individual în stil liber, bras, spate și fluture pe distanțe de 50 de metri pentru categoriile 2007 și mai mici, 2005 și 2004, respectiv pe distanțe de 100 de metri pe categoriile 2003, 2002, 2001 și 1998, fete și băieți. Vor fi cel puțin 80 de concurenți de la cluburi din Satu Mare, Turda, Oradea, Târgu Mureș, Baia Mare și Arad. Satu Mare a avut o comportare foarte bună, copiii noștri au câștigat, am câștigat ștafeta la fete și am participat cu 8 copii la performanță. Față de decembrie putem spune acum că avem 19 concurenți. Se vorbește în Satu Mare de acest sport. Avem, datorită contribuției mediei care o faceți dumneavoastră pentru a promova acest sport, rezultate și sperăm că și de acum încolo ne veți sprijini în dorința noastră de a promova în notul, în orașul și în județul Satu Mare. Tiberiu Marcos, unul dintre organizatori, a ținut să amintească faptul că față de 9 sportivi cât a avut Satu Mare în decembrie în concurs, acum numărul lor a crescut la 19. Patronul complexului Select, Mircea Popa, a ținut să amintească la conferința de presă că se împlinesc 10 ani de când a început construcția bazinului. Mă bucur că ne aflăm din nou aici și acum, dacă bine mă gândesc, exact în această perioadă se împlinesc 10 ani de când am început să marșez pe această idee și am început construcția acestui bazin care astăzi îl folosim, în sfârșit îl folosim în plin. Reprezentantul părinților, Claudiu Tătar, a mulțumit sponsorilor și celor care s-au implicat financiar în organizare, în vreme ce dr. Tudor Stăncioiu a invitat sătmărenii să vină la această competiție pentru a fi alături de acești copii minunați. În decembrie am avut 9 copii care au fost antrenați de către domnul Pop Silviu, iar în momentul de față, la prima ediție a Cupei Select, avem 19 copii care vor participa sau vor da startul, reprezenta Satu Mare. La concursul ăsta s-au scris mai multe orașe, o să le spun, Turda, Oradea, Baia Mare, Arad, Târgu Mureș și normal Satu Mare. Cum au zis și colegii mei, suntem 19 sportivi care o să reprezinte Satu Mare. Sperăm să mergem cu ei în continuare, să avem echipe cât mai mare, în comparație cu alte orașe care au și 100 de sportivi. Bazinul ăsta din punctul meu de vedere, extraordinar. Ce doresc să subliniez aici în legătură cu concursul care se organizează la sfârșitul acestei săptămâni este dovada că precedentul nostru concurs a fost un succes extraordinar. Organizarea a fost impecabilă, arhitectura bazinului a permis o desfășurare impecabilă a concursului. Nu mi-am putut imagina că va ieși așa de bine și, uite, și iată, suntem la câteva luni de la primul concurs și avem un număr crescut de sportivi care participă. Finalul fiecarei zile de concurs o va face ștafeta orașelor, organizată sâmbătă în probele de 4-50 de metri liber băieți și 4-50 de metri liber fete, iar duminică la probele de 4-50 de metri mixt, atât la băieți cât și la fete.